Urmărirea penală pe care procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declanșat-o la adresa lui Victor Ponta a stârnit un val de solidaritate în cadrul Partidului Social-Democrat. Liderii mai multor filiale socialdemocrate din țară consideră că președintele PSD trebuie să-și continue mandatul de prim-ministru, iar printre filialele județene care îl susțin pe Victor Ponta se numără și PSD Constanța, care mai consideră că sub guvernarea Ponta România a obținut rezultate economice și sociale foarte bune. Se arată într-un comunicat al PSD Constanța semnat de președintele interimar al Organizației senatorul Nicolae Moga. Victor Ponta guvernează România. Bine, astăzi avem cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, cea mai mică inflație din ultimii ani, iar guvernul a luat măsuri ambițioase de reducere a TVA-ului. De la preluarea guvernării au fost crescute pensiile și salariile după dezastrul economic din 2010 și au fost sprijiniți tinerii care aleg să înceapă o afacere. Mai scrie în comunicatul de presă al PSD Constanța. Luni la București, liderii filialelor județene PSD au fost convocați într-o ședință extraordinară pentru a lua o decizie unanimă cu privire la situația președintelui Part partidului și a primului ministru Victor Ponta.